Păi noi tot construim legi ale pensiilor. 127 de 2019. Erați premier în perioada da, aia. Da. A fost promulgată, publicată în Monitor Oficial, dar e prorogată. Pentru ce să mai construim o altă lege? Ca să o prorogăm? Adică creăm orizontul de așteptare doar din perspectivă politică, pentru că urmează un an electoral extrem de complicat? Da. Da? Da. Păi eu zic că pensionarii trebuie să înțeleagă că PSD, PNL, UDMR, actuala coaliție, îi minte în mod concret și direct. Pentru că până la urmă, dacă privim structura puterii în România din ultimii 25 de ani, a fost exact în aceeași logică. PSD, PNL, UDMR și minorități. Sigur, cu diferite alternanțe. Una peste alta, aceste partide au mințit în mod constant. Și acum lucrul este evident, cu materialul clientului. 127. O lege care, în opinia mea, dacă ar fi aplicată astăzi, ar elimina o mare parte din acele disfuncții. Inechități. Pentru inechități, disfuncții. Și o prorogăm. Domnul Budăi, care e maestru ceremoniilor cu seniorii, cu bunicii, cu... le plânge pe umăr și i-a omorât fix din această perspectivă. Adică domnul Budăi are o comunicare falsă, ca să nu spun mincinoasă. PSD, că eu vin de acolo și știu exact ceea ce spun, are dublu standard. La televizor minte, în spate lucrurile funcționează într-o altă logică. A, dacă vreți, diminuării veniturilor, nu a majorărilor. Mi-aduc aminte la o discuție de grup în care ni se transmiteau niște mesaje mincinoase, eu am avut o reacție. Și am spus, domnul președinte, stați un pic, că eu în politică n-am venit nici să mint, nici să fur. Eu nu pot să merg la televizor să transmit informații false, pentru că eu am un apartament cu 3 camere și când plec de acasă vreau să merg cu capul sus, nu apăsa de minciunile dumneavoastră. Eu vreau să privesc oamenii în față, să stau de vorbă deschis. Eu nu am venit, sau electoratul din Călăraș, nu a venit și m-a votat cu încredere, ca eu să-i fur sau să-i mint. Și atunci sigur că suntem în aceeași logică. Eu o numesc decizie politică. Decizia asta politică, în opinia mea, și avem politicieni cu experiență în platou, eu sunt din 2020 în politică, dar în opinia mea, decizia politică a distrus România. Întotdeauna când vorbeai de un lucru rațional, de un lucru pe care toată lumea îl vedea altfel, spuneau, nu domnule, dar asta e decizia politică.